Bună seara, bun găsit! Sunt Ema Zeicescu, sunteți la Gândul Live și vă mulțumesc pentru asta. Jurnalistul Cătălin Tolontan a fost audiat la DIHOT, ziaristul a fost chemat la audieri de procurorii antimafia în urma unor plângeri depuse de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul susține că Tolontan și jurnaliștii au constituit un grup infracțional care l-ar fi denigrat și șantajat prin anumite articole de presă. Daniel Băluță a formulat în luna martie plângeri la DIHOT și DNA împotriva lui Cătălin Tolontan, dar și a altor trei jurnaliști. Conform plângerilor depuse pe care Gândul.ro le-a obținut în exclusivitate, Daniel Băluță acuză că s-ar fi încercat deturnarea unei licitații prin publicarea unor articole. Este vorba despre o licitație care viza atribuirea unui contract pentru servicii de semnalizare. În cadrul acestei licitații s-au înscris trei asocieri de firme, iar articolele respective sugerau că primăria ar fi descalificat două dintre acestea, deși ofertele lor erau valide. Potrivit primarului sectorului 4, jurnaliștii Alexandru Pop și Mihai Toma au procedat la publicarea unor articole defăimătoare, ce mă vizează în mod direct, prin care sunt acuzat că aș fi susținut în cadrul acestei proceduri de licitație asocierea Dumava Semnalizare, Gamida Euromark și Girod Semnalizare Rutieră. Cătălin Tolontan, coordonator editorial la Libertatea.ro, ce aparține trustului Media Ringie, este autorul moral al articolului publicat de Mihai Toma pe acest site. În mod evident, scopul imediat al susnumiților a fost acela de a obține avantaje materiale injuste pentru societățile excluse din procedura de licitație, existând suspiciuni rezonabile că aceștia au acceptat cel puțin promisiuni de foloase, în schimbul constrângerilor exercitate asupra mea. Astfel că Daniel Băluță reclamă o campanie mass media de denigrare. Un rol important în afectarea vieții și imaginii subsemnatului l-a avut și îl are presa prin articolele comandate de-a lungul anilor și îndeosebi în ultimul an. Viața și imaginea subsemnatului, a familiei mele, au fost grav afectate. Editori, reporteri, redactori au procedat la publicarea unor articole acuzatoare, defăimătoare, în presa scrisă online, pe rețelele de socializare, ce mă vizează în mod direct, acuză Daniel Băluță. Este o zi în care oamenii pot vedea că un primar ales, e vorba de domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4, consideră că relatările de presă sunt crime. Sunt organizări împotriva domniei sale sau împotriva oamenilor din primărie. Calitatea noastră aici a fost aceea de jurnalist și de martor, a mea și a colegului meu, Mihai Toma. În legătură cu acest lucru, cu statutul nostru de jurnaliști și de autor de articole și de martori am fost întrebați. Deci nu e vorba de niciun fel de acuzații la adresa noastră în privința acestui caz. Adina Anghelescu, editorialist Gândul.ro, este acum în direct cu noi. Bună seara, Adina! Bună seara, Ema! Acum, relatările de presă nu sunt niciodată de natură să fie considerate șantaj la adresa unor oameni politici sau din administrație. Cum anume ți se pare acest tablou? Avem o anchetă în curs, nu m-aș pronunța mai mult. Da, fix despre asta ar trebui să discutăm acum, despre tabloul care ni s-a înfățișat astăzi la DNA cu aceste personaje. Mai întâi, primarul Băluță, care a făcut plângerea penală la DIHOT împotriva celor patru jurnaliști, doi de la Libertatea, doi de la Newsweek. Doi au fost astăzi audiați, după cum ai spus și tu, domnul Tolontan, și cu Mihai Toma, parcă, așa se numește, și urmează să fie audiați Mircea Marian și Sabin Orcan de la Newsweek. Bun, bănuiesc atunci când au făcut ei dezvăluirile respective în articolele pe care le subliniază și le anexează primarul Băluță la această plângere, au avut și probe, pentru că altfel nu e bine. Eu, ca jurnalist de investigații, întotdeauna atunci când am scris ceva, în spate s-au aflat probe. Deci, având în vedere ancheta care se desfășoară, vom vedea și dacă există probe în acest sens, pentru că aici, Ema, noi vorbim despre niște acuzații destul de grave. Da, asta vreau să subliniez pentru cei care ne urmăresc, Adina. Calomnia e una, șantajul e o cu totul altă poveste. De amândouă s-ar face vinovați în această chestiune jurnaliști. Eu n-am de unde să știu dacă lucrurile sunt așa, dar diferența dintre a scrie un articol fără probe și a produce probe pentru un eventual șantaj sunt chestiuni pe care procurorii trebuie să le stabilească de unde până unde s-au întâmplat.
Da, acum, Emma, dacă vorbim de calomnie, calomnia nu mai este incriminată penal de multă vreme. Aici, dacă te simțeai calomniat, puteai să te duci direct în acțiune civilă și să soliciți despăgubiri în cazul în care considerai că ai fost prejudiciat de o anume calomnie. Șantajul, în schimb, pentru șantaj, legiuitorul a păstrat de la forma veche a codului penal pe noul cod, referindu-se la elementul material, doar noțiunea de constrângere, fără a mai face referiri la violență sau amenințări. Adică poți face constrângere și fără violență sau amenințări. Acum, există pentru șantaj cele două variante. Constrângerea respectivă cu darea în vileag a unei fapte reale sau neadevărate, nereale, compromițătoare pentru persoana, să zicem, a primarului, dacă vorbim aici de primarul Băluță, pedeapsa care ar ajunge de la 1 la 5 ani și ar mai fi o variantă mai agravantă așa, în care ar ajunge de la 2 la 7 ani, dacă constrângerea respectivă a fost comisă în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial pentru sine sau altul. Aici, în plângerea pe care Gândul a dat-o astăzi în exclusivitate, eu m-am oprit asupra unor aspecte pe care le-a scris domnul Băluță în plângere. Îi spune că au procedat la publicarea unor articole defăimătoare care îl vizau în mod direct și acum citesc, prin care sunt acuzat că aș fi susținut în cadrul acestei proceduri de licitație și mai departe o anumită firmă, da? Și spune că domnul Tolontan, coordonator editorial la Libertatea, este autorul moral al articolului publicat de Mihai Toma pe acest site. Având în vedere acuzația de grup infracțional organizat, această infracțiune fiind cea care aduce competența DICOT-ului. Aici e o chestie mai interesantă. De ce? Pentru că tu, ca să poți să probezi că e un grup infracțional organizat format din jurnaliști care ar fi complotat împotriva lui primarului Băluță și că ei, prin materialele pe care s-au hotărât ei așa să le scrie, l-au defăimat, dar mai mult decât atât, au urmărit prin scopul pe care l-au avut, au urmărit avantaje materiale injuste pentru societățile excluse de la procedura de licitație. Aici trebuie să existe dovezi și că Tolontan, care este considerat aici în plângere autor moral al articolului publicat de Mihai Toma pe Libertatea, ar fi fost un fel de lider, pentru că orice grup infracțional organizat are nevoie de un lider. În fine, acum, pe mine viața m-a învățat să nu bag mâna în foc pentru nimeni, Ema. Corect și asta și cred că de la poziția asta pornim cu toții. Și nici de valoare în lipsa multor informații pe care nu le putem avea la această oră, având în vedere cercetarea care este deocamdată în rem. Mulțumesc, Adina Anghelescu, editorialist Gândul.ro. Mergem rapid către Dan Bucura, jurnalist.ro. Bună seara, Dan Bucura! Bună seara! Tu spuneai astăzi că acuzațiile în dosar sunt extrem de grave, constituirea de grup infracțional organizat în vederea șantajului. Se pare că este vorba de un cartel media ce ar fi vrut să influențeze rezultatele unei licitații de la primăria Sector 4. Așa arată datele în acest moment, într-un tablou incipient în care urmărim să vedem, nu știu, poate există informații dacă or să apară și chestiuni, nu știu, ambientale, înregistrări. Păi, eu mă gândesc că un următor lucru. În primul rând, 10 secunde țin să precizez că informația și știrea de azi m-a mâhnit foarte tare, așa cum mă mâhnesc toate informațiile de genul ăsta, pentru că toate lucrurile astea nu fac decât să arunce cu noroi, să fie o pată neagră pe obrazul Breslei noastre. Și oricine ar fi și în orice situație, când vezi că un jurnalist e chemat să dea cu subsemnatul la DNA, la DICOT, la unde vrei, te gândești că lucrurile astea nu fac bine. Asta am ținut să spun, că m-am mâhnit și asta e, până la urmă trăiesc cu mâhnirea asta. Legat de cazul în sine, eu vreau să vă spun două lucruri. Că evident că totul e la cald și e foarte greu să dai verdicte acum. Este evident că între domnul Tolontan și primarul sau primăria sectorului 4, ca să nu zic neapărat primarul Băluță, este o chestiune un pic mai mult decât jurnalistică și poate mai mult personală. Și am să vă spun de ce. Că după, mă rog, informația de astăzi cu DICOT-ul, am luat și eu arhiva celor de la Libertatea. Articole semnate de domnul Tolontan
și de colegi de-ai tăi. Domnul Tolontan scrie și cu colegi de multe ori, sunt câte două, trei semnături pe articol. Am găsit eu pe Google, nu știu dacă le-am găsit pe toate, vreo 14 sau 15 bucăți în 7 luni. Ceea ce te face să crezi că există un interes. Eu vă spun un lucru, sunt jurnalist de investigații și asta fac de 24 de ani. N-am cășunat niciodată pe unul halul ăsta. Adică am scris un articol, 2-3, după care am lăsat instituțiile statului să-și facă treaba, sau în cel mai rău caz, că am făcut și lucrul ăsta, am trimis ceea ce eu aveam și am sesizat instituțiile statului. Dar n-am scris în viața mea 14 articole despre cineva. Despre nimeni, nu știu. Acum, poate de modă veche, habar n-am. Acum, revenind însă la subiectul în sine, noi, blestemul nostru al jurnaliștilor de investigații și până la urmă toți jurnaliștii în general, este că indiferent de cine ce-i scrie, există la celălalt capăt al firului unul care se bucură. Și dacă scrie de un imobiliar, nu știu, care face un bloc pe strada X, vecinul său care e imobiliar și face un bloc pe strada de lângă, se va bucura. Că tu ai scris că ăla face o muncă proastă sau așa, îi scad vânzările și cresc căluilalt. Deci așa funcționează, eu înțeleg asta. Dar, de exemplu, înțeleg la fel de bine că firma care, pe care colegii noștri de Breaslă o susțineau că ar fi fost defavorizată, este puiul sau deviația dintr-o firmă care se numește Vesta Investment și care are, nu că are două, trei dosare la DNA. Dacă dați Vesta Investment pe Google și vedeți ce au scris mulți alți colegi de ai noștri jurnaliști, o să vedeți cel puțin 100 de articole. E drept, nu scrise de un singur autor, ci de către foarte multe publicații. O să vedeți ce firmă e și despre cine. Și acum eu vă întreb, nu trebuie tu ca jurnalist să faci un pic și muncă de documentare? Adică, bun, știu că eu ajut indirect pe altul, că așa e în tenis. Îl simt eu că pe un primar că vrea să-i dea uneia. Dar mă uit și pe cine ajut. Indirect, nu spun altceva, indirect. Și cu ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, că m-a provocat Adina Angelescu mai devreme când spunea că e foarte greu de 30 de secunde, mulțumesc. Foarte, foarte greu de sesizat dacă e un cartel sau nu e. Vreau să spun un lucru, că am condus și eu ziare la viața mea. Dacă într-o zi apare aceeași investigație de autor proprie, în două, trei ziare simultan, păi aia nu e de la ce să mai demonstrez mai mult. Trei jurnaliști de investigație din trei zone diferite se gândesc în aceeași zi să scrie aceeași anchetă? Nu știu, s-a întâmplat asta în speța asta? Da-mi bucură. În speța asta s-a întâmplat ca într-o săptămână să fie trei sau patru legate, una după alta și nu în aceeași publicație. Asta, într-adevăr, ridică un semn de întrebare și pot să o spun și eu ca jurnalist cu 20 de ani de experiență. Nu ne gândim toți să facem același subiect în aceeași zi sau în aceeași săptămână. Decât dacă subiectul e public. Dacă e subiect public. Dar vezi că poate în perioada asta când se fac prelori după prelori, adică scrie cineva un articol și ai văzut că apare ulterior în mai multe publicații online care citează în limita. Să nu fi fost o continuare a ideii de citare a articolelor scrise de Tolontan și apropiații? Asta cel mai bine trebuie să o sesizeze procurorii. Ei au succesiunea, ei au faptele, ei știu când urma o decizie a Comisiei de Licitații, când urma o decizie a instanței. Dacă s-au publicat înainte cu o zi lucrurile astea, iar nu-i normal. Pentru că dacă eu scriu, mâine știu că e o sentință într-un proces și eu scriu, am informații că judecătorul îi va da câștig de cauză lui X, scriu azi când e mâine sentința. Influențez judecătorul la indirect sau încerc? Corect, astea sunt chestiuni clare pentru jurnaliști. Mulțumesc din suflet, Dan Bucura, jurnalist.ro. Urmărim subiectul, dacă apar date proaspete le aflați de la noi, mergem mai departe. Sunteți la Gândul Live, continuăm. Schimbăm topicul și mergem către o chestiune care naște foarte multe întrebări. Spre exemplu, ce faci când simți că nu mai poți? Sau când semnele pe care ți le dă corpul te duc cu gândul că poate ai ajuns la finalul resurselor tale psihice? Sunt convinsă că am simțit cu toții în acești ani pandemici că presiunea asta enormă nu se mai termină. Haideți să vorbim împreună despre o chestiune extrem de importantă, despre care poate nu vorbim îndeajuns de mult, burnout-ul pandemic. În acest moment e alături de noi Vlad Ciurea, profesorul Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg. Bună seara! Bună seara! Rămâile, doamne! Cu mare, mare drag și nu ne-am mai auzit de ceva timp, domnule Ciurea, timp în care s-a produs această chestiune numită pandemie, care ne-a luat pe sus și ne-a izbit cu capul, ca să zic așa, de zid. Ne-am revenit, după care a început așa un pic să... am început să alergăm precum găinile fără cap. Și acum suntem în situația în care ne întrebăm, e burnout sau pur și simplu este senzația aia că nu o să se mai termine această nenorocită de pandemie? Și una și alta, doamnă. Avem într-adevăr această pandemie, avem acest burnout. Burnout-ul, ca să traducem, este o epuizare nervoasă, este o epuizare psihică.
tragem de sistemul nostru nervos, de celulele noastre, mai mult decât pot ele suporta. Pentru că în decursul unei zile avem multiple probleme. Problema familiei, problema copilașilor, problema traficului despre care discutăm, problema mizerilor care apar în orașele noastre din nefericire, problema aerului care... Problema purtatului de mască, pe care a fost o chestiune care ne-a, pe unii dintre noi ne-a scos așa din zona de mască, confort. Vă rog să nu suflați. Aș vrea să vă ajut în perioada asta. Să nu uităm serviciul, la serviciu avem problemele. De aceea au apărut cazuri cu totul deosebite și în care, într-adevăr, a dus la epuizare. N-ați observat că au apărut grupul de la Timișoara, din institutele de la terapie intensivă, de la infecțioase și apoi cele din București, de la Matei Balș, au spus, nu mai putem, nu mai putem, suntem prea solicitați. Este burnout. Primul grup care a fost în România cel mai afectat a fost grupul medical. Mă refer la tot grupul, și la ateiști, și la medicii rezidenți care stau la UPU, și la ISU, care au fost foarte prinși în această situație de burnout. Al doilea grup pe care, vă rog, trebuie să ne ridicăm pentru dumnealor, sunt polițiștii noștri, care stau ore și ore în trafic, sunt tracasați, sunt hăituiți din toate punctele de vedere și de multe ori noi, în general, cei care mergem cu mașinile personale, le vorbim într-un limbaj puțin mai inadecvat. Al treilea grup sunt corporatiștii care lucrează foarte mult în sistemul bancar și vin comenzi peste comenzi, șefii vor din ce în ce mai multe, nu pot să reziste și se produce o afectare cerebrală majoră. Sistemul bancar, pe educația, uitați-vă la salarii profesori. Mă refer la toată linia de educație, de la învățător până la profesor universitar. Ce să facă? Nu mai știe. Astăzi în clasă, mâine online, discuții peste discuții, toată lumea este nemulțumită, legile se schimbă, că așa a fost situația. Și se naște așa un soi de nevroză generală, dar da, cred că există întotdeauna momentul T0, când îți dai seama chiar. Cum îmi dau seama, domnule profesor, că sunt în zona de burnout? Sau că sunt în zona, e o diferență, e vreo diferență burnout-ul cu depresia? Mare diferență. Prima fază în care este starea de stres. Starea de stres pe care o avem. O avem și la un examen, o avem și în sesiune, o avem și înainte unei operații. E stare de stres. E și normală. Sunt stresat. Suntem stresați că trebuie să ne plătim taxele. Suntem stresați peste această stare de stres care se acumulează zilnic, se acumulează. Uneori din cauza asta nu putem dormi au. În noaptea, în clipa aceasta, apare fenomenul de epuizare, supra-solicitare nervoasă, cu dureri de cap, cu amețeli. Nu ne găsim cuvintele potrivite, suntem nervoși, facem mișcări care nu trebuie făcute, repetăm, uităm cheile în frigider, să zicem. Și lucruri de genul acesta, toate acestea duc la epuizarea sistemului nervos și performanța noastră a persoanelor active, intelectuale, performanța și celor care lucrează în toate domeniile scade. Deci cu cât muncim mai mult, la un moment dat, creierul cedează, nu putem să-l biciim, biciim cu cafea, biciim cu stimulente, nu ajunge. Știți că noi am mai vorbit, domnule profesor, noi am mai vorbit apropo de faptul că există o percepție păcătoasă a noastră a tuturor, avem grijă de corp, de piele, de tonifierea musculaturii, avem grijă de dentiție, dar aici la mansardă, cum zicem noi în folclor, avem pretenția că acest organ care este esențial să se descurce singur. Ce să-i dai în momentul în care conștientizezi că ești în burnout? Adică în momentul respectiv e clar că trebuie să iei o decizie și nu-mi dau seama care. Că nu mai merge doar să mănânci mure ca să ajuți creierul. Cred că e nevoie de un pic mai mult. Totdeauna viața noastră se reduce la o sintagmă, la ceva care să ne conducă. Take a break. Luați o pauză, dar luați-o. Le dacă putem, domnule profesor, că... telefonul lângă dumneavoastră. Odihniți-vă, beți apă curată, beți apă plată, plimbați-vă în câte parcuri au mai rămas din București, inspirați aer curat, treziți-vă de dimineață, fără breaking news, fără toate știrile acestea. Ce bine ar fi! Agită, fără scandaluri, încercați să aruncați peste bord și vă refaceți. Vă refaceți. Avem o țară minunată cu o zonă subcarpatică minunată în care ne putem petrece viața în mod foarte frumos și să scăpăm de această boală, pandemia secolului care este acest burnout.
Mă gândeam și cred că și cei de acasă trăiesc uneori senzația că la finalul zilei, ca să explicăm puțin că avem cu toții senzația că nu mai putem și avem cu toții, cred, senzația că ajungem uneori acasă, fie ne punem un pahar de vin, fie fumăm o țigară, că nu, suma vicilor e constantă, nu? Nu o să fim ipocriți. Dar, la momentul respectiv, avem sentimentul că ni s-a inflamat creierul, că e prea mult. Dar nu știu dacă asta înseamnă neapărat burnout. Și, bineînțeles, nu știu dacă tratamentul pe care ni-l aplicăm e și cel mai sănătos. Și această umflare pe care a spus-o între semne, deci a creierului face parte din burnout, în care simt că îmi pleznește capul, îmi vine să iau acest laptop și să-l arunc pe fereastră. Toate aceste lucruri arată o epuizare, am tras prea mult de sistemul nervos. Ieșim din aceasta. Când nu știm ce se urmează, ce urmează după acest lucru, aici este nenorocirea. Ce se întâmplă în continuare după acest burnout, depresie, după aceea lucrurile se accentuează. Iar de aici, pe cum s-a ajuns, ați auzit de doctor epuizați din burnout care s-au sinucis. Dar de ce aceste lucruri? Putem trăi foarte bine, foarte normal și totuși să supraviețim fără acest burnout. Iar cu vârsta, când ne apropiem de vârsta a treia, acest burnout ne duce spre anumite boli care mi-este și frică să vi le spun, neurodegenerative, unele la care ne-am și pierdut memoria, ca să nu le spun numele exact, de tulburări de memorie. Da, poate că luăm, uneori avem așa o tendință de a fi prăpăstioși, noi, nu neapărat ca nație, structura bipedului, a ființei umane. Nu știu dacă putem să trăim, pe departe, pentru că pandemia ne-a scos din zona de confort, iar asta ne-a deranjat și am reacționat cu toții, am zis nu se poate, după care am devenit ceva mai flexibil, că am început să înțelegem că e o perioadă care durează, dar în momentul în care fiecare zi de la Dumnezeu a semănat cu următoarea, însemnând muncă, acasă, muncă, dacă nu cumva a fost lockdown, a apărut o rezistență și a noastră. Și cred că, domnule profesor, ați văzut multe la viața dumneavoastră. Avem o rezistență inutilă la schimbare. Asta poate că produce ulterior stresul care duce la burnout. Dar există această rezistență, toți o avem, fiziologică. Nu poți să schimbi, să dai o pagină ca la carte în viața noastră. Deci acest conservatorism, această rezistență pe care o avem, fiziologică, nu ne ajută ca să trecem cu viteză de la o structură la alta. Pentru că lucrurile se sedimentează. E foarte interesant să știți că și în creierul nostru se sedimentează. De aceea ne trezim la anumită vârstă cu amintiri din copilărie. Cum spunea Ion Creangă. Deci, în acest burnout trebuie ca să noi să devenim mai rapizi, mai flexibili, mai apropiați, mai social, mai umani. Cu cât suntem mai umani, acest burnout îl ține mai la distanță. Să nu se apropie de noi, să stea acolo, să se ducă spre țările nordice, care au o predispoziție spre stările depresive, datorită și climei respective, care predispune la melancolie și depresie. Ei, lăsați că și cu ploile din ultima perioadă simțim că o luăm și noi așa într-o zonă de... ne apropiem mai mult de starea lui Bacovia decât de viziunea solară așa a existenței. Vreau să vă întreb, cine credeți că a suferit mai mult la nivel cerebral între cei care au mers la muncă în continuare cu tot stresul aferent și cei care au stat acasă lucrând în online? Cei care au stat acasă. Ok, de ce? Consider că trebuie să stai acasă, mergând la serviciu, dau mâna cu dumneavoastră, vorbesc, vă apreciez ținuta, vă apreciez pe ceilalți din jur. Eu însă mă pregătesc să-mi găsesc o ținută, o culoare, o cravată, care să fie ceea ce mă stimulează mental. Elementul de împrejurare, de environment, de curiozitate, toate astea mă stimulează celor, îmi deschid noi și noi perspective. Pe când dacă stau între patru pereți, numai eu cu laptopul și eventual interlocutorul, șeful, lucrurile capătă cu totul și cu totul alte conotații. Deschideți ferestre, deschideți lumina, deschideți-vă ca să înlăturați acest groaznic sindrom. Și dacă vă vine să dormiți chiar și ziua când în mod firesc n-ați fi tras un pui de somn, poate că și ăsta e un semnal. Să știți că, apropo, mintea mea funcționează, e destul de rezilient așa și spune că orice ar fi o să fie bine. E și ăsta un tip de psihoză. Doi, are tendința de a dormi. Am avut senzația că aș putea să dorm mai mult în perioada asta și dacă aș putea să dorm vreo 2-3 ani până când lucrurile se întorc la oarecare normalitate, n-aș fi zis nu. Bineînțeles, nu e posibil. Somnul în exces sau somnul limitat noaptea sunt semnale care trebuie să te îngrijoreze.
Nu, nu întotdeauna. Ce a spus cu tendința la somn este reală. Înseamnă că acest organism al dumneavoastră, la anumite ore, nu mai poate. Nu pentru că este solicitat. Și vrea să, așa, o moțăială. O moțeală ușoară, nu cea parlamentară. O moțeală foarte, foarte simplă. Este foarte bună. Arată o anoxie cerebrală. Și vă scoate din impas. Cei care lucrează mai puțin au acesta, că vine o nouă idee, o nouă propunere, un nou șef, un nou telefon și te ține în priză. Aceasta este. Dar alt lucru este foarte important, să ne odihnim. Somnul este dovedit că este major în refacerea structurilor cerebrale și acelor legături între celule care nu se pot realiza decât printr-un chimism și acel chimism se produce în creier noaptea. Câte ore ar fi indicat într-un context de genul acesta? Pentru că e o întreagă discuție. Unii spun că 4 ore ajung, alții spun că 6 ore ajung, alții spun că au nevoie de 8 ore. Fiecare cum se potrivește ca organism, dorm copilul se crește mare. Deci copilul 8 ore, dumneavoastră, eu 6 ore cred că ne ajung. Deci persoanele adulte. Dar să fie somn, fără telefoane de lângă noi pe noptieră și fără știrile care merg, indiferență, totală liniște, cu o cameră perfect aerisită. Și voiam să vă mai întreb apropo de cei mici, de pui, care au resimțit și ei și au gestionat cum au putut cu ajutorul părinților o perioadă care i-a limitat și pe ei. Și câteodată mă gândesc că mai ales acolo unde creierul este în continuare, în formare, unde multe dintre sinapse și n-aș vrea să-mi dau cu părerea că nu mă pricep foarte tare, dar mi s-a părut că unii copii s-au adaptat mai ușor, alții au avut momente în care a trebuit să-și găsească un soi de drum, un soi altfel încât să nu mai fie în zona asta sociabilă, ceea ce nu e neapărat ușor pentru un copil, e greu să-i explici, dar la nivel cerebral, ce se întâmplă? Exact ce a spus dumneavoastră. Depinde de la copil la copil, depinde de la familie la familie. Familiile optimiste, familie cu 2-3 copii, se produce un fel de deschidere, un fel de joacă, că au stat în casă, ce să-i facă? Dacă este singur sărăcuțul, ce face? Ce face? Se joacă cu părinții, sau se joacă pe tabletă, sau se joacă cu soldăței, sau desenează. Ce să facă? Se adaptează și el. Câte ore? Câte zile? Vă dați seama ce se întâmplă. Deci eu pledez mai departe pentru socializare și mulțumesc că am ieșit din această pandemie momentan și s-a produs o relaxare și ne-a dat voie acum să ieșim pe stradă și a dat voie copiilor să meargă la școală și au dat voie și profesorilor ca să deschidă școlile, să facă școală directă, pentru că altfel nu se poate, iar această comunicare directă duce la dezvoltarea, la ce a spus dumneavoastră, a supremului nostru organ, organul de comandă care este creierul. Ultima mea întrebare și un răspuns foarte scurt, domnule Ciurea, vă rog din suflet. Se tot vorbește de perioada asta de burnout care ar putea să ducă într-un fel sau altul la o flexibilitate și a pieței muncii. Unii să lucreze în online, unii să lucreze fizic. Săptămâna de lucru poate să aibă, nu știu, în loc de 5 zile de lucru, să aibă 4 zile de lucru, de luni până joi. Câteodată mă întreb dacă e bine asta pentru creier. Ce părere aveți? În general, creierul uman trebuie să lucreze, să-i dai pauză. Ca și la noțiunea de stomac. Sunt anumite momente în care să-i dai pauză. S-a dovedit, s-a luat și premiul Nobel, că sunt anumite perioade din zi în care creierul lucrează perfect. Dimineața între ora 10 și 12, după amiază între ora 4, după amiază și 6. Atunci este maximum de activitate cerebrală. Deci creierul trebuie să-l pui în funcțiune maximă acolo. Dar un secret pe care lumea nu știe sau nu vrea să-l știe, faceți ceea ce vă place. Mie îmi place meseria care o fac, dumneavoastră vă place meseria care o faceți și atunci nu avem fenomenul de burnout și zâmbim cum zâmbiți dumneavoastră. Da, să știți că e și ăsta un exercițiu și a fost nevoie chiar de breaking news ca să învăț ce înseamnă flexibilitatea și adaptarea. Deci probabil că mai rău, știți cum e, greu cu răul, dar mai rău fără rău. Așa că trebuie să învățăm să ne adaptăm, indiferent ce ne oferă viața. Asta e, creierul e încăpățânat, domnule profesor? Nu e încăpățânat. Noi suntem încăpățânați, creierul nu. Deci trebuie să-i dăm flexibilitate. Exact ca o minge rotundă de fotbal, trebuie să meargă în toate direcțiile. Să fie flexibil, închipuiți-vă. Deci ne ajută, creierul nu ne încurcă. Mulțumesc din suflet domnului profesor Vlad Ciurea. Știți că era și o vorbă, ai n-ai mingea, dai la poartă. Deci, apropo, să fim cam fotbal, dacă se poate. Mergem rapid către următorul meu invitat, Doru Dima, expert în resurse umane și CEO Great People Inside. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc mult de invitație. Știți cum e, domnule Dima, poate creierul nu e încăpățânat, dar unii dintre patroni sunt. Poate că la anumite cazuri, mai ales când se ajunge în zona de discuție de burnout, ar trebui să înțelegem că nu se moare fără un angajat care poate să-și ia, nu știu, o lună de zile să respire puțin și să se întoarcă el. Poate că ar trebui un pic să umblăm după perioada asta de pandemie și la ceea ce mai înseamnă piața muncii. Eu fiind o pasionată de muncă, deci nu aș zice gata, nu mai muncim, că știți cum e, ne stingem mai repede. Dar ce simțiți că s-a întâmplat în perioada asta sau care trebuie să fie soluțiile? Păi, discuția este destul de complexă aici, dacă stăm să ne gândim bine, pentru că sunt foarte multe probleme cu care s-au confundat angajații și cu, mai ales companiile. Mai mult de 95% dintre ei nu a experimentat niciodată ceea ce li s-a întâmplat, ce anume să lucreze de acasă. Drept urmare, tot ce înseamnă zona de epuizare psihică, mentală și emoțională a ajuns să-i afecteze în mod deosebit. Problema este că noi nu am fost învățați să înțelegem sau să identificăm unde sau când acest burnout despre care vorbeați înainte cu domnul profesor ne afectează, pentru că nu suntem capabili de foarte multe ori să identificăm semnele burnout-ului. De asta, nu știu, în măsura în care putem, aș putea să vă pun niște întrebări la care să se gândească telespectatorii dumneavoastră ca să-și dea seama, de exemplu... Hai să facem un exercițiu, că nouă ne-a plăcut mereu și ne și știm de foarte mulți ani, Doru Dima. Ce întrebări ai pune tu din perspectiva, nu știu, angajatorului? Eu sunt, lucrez la tine la companie, să zicem, și simți tu că e ceva în neregulă. Cum ai putea să realizezi dacă e doar o tristețe a mea sau poate pur și simplu n-am chef de muncă azi? Păi eu cred că un angajator ar fi foarte inspirat dacă, utilizând metodele gratuite de analiză, să facă un survey intern în care să-și întrebe angajații dacă nu cumva se simt mai triști decât în perioada dinainte de COVID. Dacă nu cumva au acea stare de deprimare în care sunt foarte supărați, în care sunt nesiguri, în care sunt îngrijorați tot timpul de ceea ce li se întâmplă. În momentele în care ei se enervează foarte, foarte simplu și mai ales pentru lucruri fără însemnătate. De asta asemenea, să știi că s-ar putea să fie, uite, mă regăsesc în elementul ăsta de surpriză și l-am mai văzut și la colegi de-ai mei, l-am văzut și acasă. Cu toții ne-am enervat mai rapid, avem fitilul mai scurt în ultima perioadă, e adevărat? Așa este, așa este. Ne-am enervat mai des pentru că nu știm să avem grijă de noi. Pentru că n-am învățat, de exemplu, să spunem nu. Iar chestia asta este extrem de importantă. În momentul în care un angajator te abuzează sau îți dă foarte mult de lucru, pentru că tu oricum stai acasă cu ghilimele de rigoare, trebuie să începi să-i spui nu, conform legii, eu trebuie să muncesc 8 ore. Practic, eu trebuie să muncesc 6 ore jumate în mod fizic, iar dacă ai nevoie de mai mult pentru mine, trebuie să mă întreb dacă sunt de acord. Oamenii nu au făcut asta din dorința de a nu-și pierde locul de muncă. Pe de altă parte, multora a început să le placă ceea ce li se întâmplă. De exemplu, pentru cei care lucrează în zona TESA, peste 60% sunt extaziați de faptul că stau acasă, în comparație cu cei care erau activi înainte. Asta nu înseamnă neapărat că sunt și mai asta nu înseamnă neapărat că sunt și mai eficienți, pentru că eu încerc să iau apărarea tuturor sau să văd subiectele din ambele perspective, angajat-angajator. Să știți că dau dreptate amândurora. Și unii angajați care oricum ar fi stat liniștiți să taie frunză la câini la birou, acum poate o fac acasă. Într-adevăr, există și angajatori care forțează limitele. Cred că echilibru ar trebui să fie, dar echilibru când nu te vezi față în față, ochii în ochi, e mai greu de realizat. Păi este foarte greu de realizat echilibru, pentru că dacă nu știi, de exemplu, cum să-ți reduci stresul, cum să te adaptezi schimbărilor din viața ta de zi cu zi. De exemplu, eu am ajuns să-mi comand carne de vită online, ceea ce n-am făcut în viața mea, proaspătă. Felicitări, ca să zic așa, dacă te ajută... Da? Da, dacă te ajută cu ceva, eu comand aproape totul online. Ba chiar astăzi, într-o discuție cu cei de la gaze, mi s-a sugerat să mă duc la o unitate fizică să rezolv o chestiune legată de contract și liberalizare. Prima mea reacție a fost în 2021... digital, pe mail, dați-mi pe mail și rezolvăm acolo. Adică, și dacă te ajutăm, comand și eu șervețele umede tot online. Că de ce să mă mai duc să mai cumpăr? Și atunci, iată, am făcut un pas, ne-am flexibilizat, ne-am adaptat. Ce e rău în asta? Nu este rău. Problema este că nu suntem cu toții în stare să fim atât de flexibili. Flexibilitatea este o trăsătură de personalitate care se cultivă. Pe care dacă cineva nu reușește să-ți arate cum să-ți o cultivi, risci tot timpul să fii stresat.
Tu cum ai explica asta? Nu reușești să te organizezi, că ești într-o zonă în care nu mai găsești soluții pentru tot ceea ce faci. Și atunci toate aceste probleme se duc în ceea ce se numește burnout, până la urmă, epuizare fizică. De asta sunt studii care ne arată că foarte mulți oameni fac atac cerebral și mor, pentru că sunt foarte stresați, iar acest stres ajunge să-i afecteze din punct de vedere fizic. Bineînțeles, sportul este extrem de important. Felul în care ne hrănim este extrem de important. Felul în care relaționăm. Important este să relaționăm, să vorbim cu oamenii, să fim alături de prietenii noștri, să dăm un telefon, să ne auzim unii cu ceilalți. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem obligatoriu, iar noi ne-am obișnuit să stăm în telefonul mobil și să dăm like-uri. Da, 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 să știi că aici recunosc parte din perioada asta. Te-a și făcut, ce puțin mie mi s-a întâmplat, să comunic mai puțin. Pentru că toată lumea trecea prin același tip de stres și probabil voiam să conserv energia pe care o mai aveam. Dar, vreau să le povestesc și să-ți povestesc și ție, dacă nu cumva am mai apucat noi de-a lungul timpului. Eu n-am fost flexibilă, eu sunt zodie din asta, extrem de fixă. Dar pregătindu-mi emisiunile acum vreo 20 de ani, chiar 15, mi-am dat seama că apărea breaking news-ul care mă ducea dintr-un subiect în cu totul și cu totul alt subiect. Una e să pregătești o emisiune despre turism și una e să-ți pice un avion. Și am plâns de vreo două ori. Moment în care mintea mea a avut de făcut o ecuație. Ce fac? Continui să rămân pe poziția asta de prezentator, moderator, jurnalist? Sau rămân pe poziția fixă că nu pot accepta să discut despre altceva ce n-am pregătit? Avea parte legătură și cu încrederea mea în mine, dacă pot duce subiecte care îmi veneau așa dintr-o dată. Și atunci am luat decizia eu cu mine să continuăm. Ăla a fost momentul T0. Dar a fost o discuție foarte onestă. Poți, Zeicescu, sau nu poți? Eu am zis că pot. Păi da, pentru că tu te-ai, să spun așa, implicat în povestea pe care tu o prezentai telespectatorilor, în loc să o prezizi din afară, ca pe un aspect efectiv simplu și să te detașezi. Nu e același lucru să prezinți știrile cu nenorocirile care se întâmplă într-o zonă și să le trăiești. Dar tu ai avut această flexibilitate și abilitate de a te detașa și de a înțelege că tu povestești sau transmiți o știre, nu faci parte din știrea indiferent respectivă. Când apare ea. Dar cât reușesc să fac asta, Emma? Pentru că sunt foarte puțini oameni care sunt... Eu cred că ține și de ego, să știi, Doru. Cred că ține foarte mult și de ego. De cât de mult te apreciezi pe tine, încât spui, vai, dar eu nu pot să... Am stabilit că facem un lucru. Uneori, flexibilitatea are elemente surpriză care arată că s-ar putea drumul ăla să fie mai bun. Și chiar și pe zona asta, uite, de luni până joi, nu ți se pare o opțiune într-o societate de tip nou să lucrăm de luni până joi și după aia să existe un mix în online? Măi, mie mi s-ar părea normal să muncim de la birou, atunci când avem nevoie să fim la birou. E adevărat că să reduci săptămâna de muncă la 4 zile este posibil să se întâmple pentru anumite tipuri de joburi, dar pentru anumite tipuri de joburi care sunt în zona de producție, este foarte greu, pentru că asta presupune creșterea costului de producție, creșterea costului de vânzare și automat nu ne mai convine niciunuia. Drept urmare, da, într-adevăr, să muncim mai puțin este extraordinar, dar atunci când muncim, trebuie să o facem de așa natură încât să ținem cont că dacă stăm în fund 8 ore, este o problemă și că trebuie să ne ridicăm la fiecare 45 de minute, să facem 5-10 pași, să dăm un telefon, să vorbim cu cineva drag, să dăm un telefon, să spunem cuiva te iubesc, mă bucur, vreau să te văd, vreau să te întâlnesc. Adică dacă eu vreau să stau cu mintea normală și să am o gândire pozitivă, trebuie eu să acționez ca atare. Altfel nu mi se întâmplă decât lucruri de genul, nu mi-am terminat treaba la timp, șeful este nemulțumit de mine, oare ce se întâmplă la birou că uite am mai plecat doi colegi și lucruri de genul ăsta pe care nu am învățat și nu ne-a învățat nimeni niciodată cum să le gestionăm. De asta poate, eu știu, emisiuni care să-ți arate cum să ajungi într-o zonă în care să-ți controlezi tu viața, nu să te controleze viața pe tine, ar fi extrem de utile. Ar fi minunat să învățăm în școală ce înseamnă relații interumane, ce înseamnă educație financiară, ce înseamnă să gestionezi situațiile de criză și să comunici în situațiile de criză, indiferent care sunt ele, că viața nu vine și îți dă torturi. Viața vine și îți dă două palme după ceafă și știți, vorba aia, te echilibrezi imediat. Sau nu. Apropo de cifre, și mai avem maxim 3 minute, după aproape
Deci în prima etapă, după primul an de pandemie, aveam cam 30% dintre români care admiteau că sunt într-o zonă de burnout. Probabil că acum, cu restricțiile mai puține și sentimentul de vaccinare și așa, poate că începem să fim ceva mai optimiști. Însă mă gândeam dacă în 2022 n-ar trebui totuși să ne uităm puțin și către o legislație care îmi pare ușor îmbătrânită și vreau să spun ceva. Noi nu ne gândim ca angajați la cât de greu este patronului, că ăsta-i datul firii. Niciodată când ești copil nu te gândești că părintelui poate o să-i fie greu într-o lună, că n-are bani de întreținere sau că nu sunt bani de salarii. Cred că și abordarea asta cumva în care să încerci să fii uman și cu cei care te conduc sau măcar să înțelegi, să-ți manifeste empatia, că și ei sunt tot oameni, adică tipul de presiune e diferit. Sunt foarte de acord cu tine, dar totuși dacă e să ne uităm la școală, poate, nu știu dacă gândirea a fost în felul următor. Hai să scoatem din orele de sport, hai să scoatem orele de dezvoltare personală. Îți dai seama, practic, cum gândești cei care conduc Ministerul Educației în țara noastră? Deci, practic, noi sau școala gândește lucrurile în felul următor. Matematică, fizică, română, dacă se poate să nu fie interconectate niciun fel, dar copiii să învețe pe de rost absolut tot și dacă se poate să fie, să nu fie stresat și dacă se poate să învețe singur să nu fie stresat. Avem mult de lucrat, iar școala este primul pas pentru a pune lucrurile la punct, inclusiv în ceea ce înseamnă capacitatea noastră de a ne autoeduca. Plus că ne-ar trebui câte o zonă de consiliere psihologică pe bune, atât în școală, la întoarcerea copiilor la școală, dar dați-mi voie să vă propun, măcar ca idee, nu știu, gândiți-vă, tu cunoști foarte mulți antreprenori, câți dintre antreprenori ar lua în calcul, nu știu, o colaborare cu un psiholog care să vină și pe rând să stea de vorbă, fără a obliga pe nimeni, bineînțeles, să fie o discuție absolut lejeră despre ce mai faci, cât de fericit ești aici în companie. Simți că a trecut perioada asta și a lăsat niște urme pe care nu le poți mângâia singur? Și poate că așa, oamenii au nevoie în primul și în primul rând de atenție, de validarea faptului că ei contează, așa cum și managementul contează, așa cum toată lumea trebuie să conteze. Vreau să spun că noi facem niște programe de coaching foarte interesante cu manageri care, înainte de a intra în zona de coaching, ne spuneau: eu sunt cel mai bun, nu eu greșesc, ceilalți din dreptul meu au o problemă, eu sunt nervos și stresat pentru că n-am cu cine lucra, că eu m-am trezit cu echipele astea și așa mai departe. Pot să-ți dau foarte multe astfel de afirmații. După ce trec prin faza în care noi învățăm să se uite altfel la ei, ajung să constate că au greșit enorm de-a lungul vieții și că este momentul să schimbe felul și atitudinea față de proprii angajați și față de proprii colegi pentru ca să le fie lor mai bine. Să vezi cum li se luminează fața după 2-3 luni de coaching, de exemplu. Dar asta e deja altă poveste. Da, nu suntem încă la nivelul ăsta. Îți mulțumesc, Doru Dima, pentru sfatul și pentru expertiză. Dacă simțiți că nu mai puteți, să știți că mai puteți puțin. E și asta o regulă a optimistului de serviciu și anume aici de față subsemnata. Una peste alta, pot să vă spun că vă aștept cu același optimist, dar cu știrile zilei, care uneori ne fac să zâmbim, alteori ne fac să lăcrimăm, mai ales astăzi când ne spunem drum lin lui Dichiseanu, omului care ne-a făcut până la urmă și la urmă ne-a adus aminte de atâtea momente pe care le-am trăit de-a lungul vieții cu zâmbetul și cu talentul inconfundabil. Vă mai spun că urmează Gândul Financiar, realizat de Mihaela Pântea. Ne revedem la 20:30 cu Gândul News, iar mâine la 18:30 ne revedem la Gândul Live. Numai bine!